Noastră a pierdut 9 militari și a înregistrat câteva zeci de răniți, dintre care mulți au rămas cu handicapuri majore. Deși participă la misiuni internaționale cot la cot cu aliații din NATO, Ministerul Apărării Naționale din România are unul dintre cele mai mici bugete. Pentru acest an, Parlamentul a aprobat 1,3% din PIB, mult sub procentul impus de Alianța Nord-Atlantică. Deși dotarea lasă de dorit, armata nu are la dispoziție decât 296 de miliarde de euro, adică 0,2% din PIB. Suma pune în pericol mai toate programele de înzestrare. Infanteriștii au doar câteva zeci de blindate moderne Piranha 3 și Humvee-uri din necesarul de 3.000. Puținele mașini de luptă moderne au fost și ele cumpărate fără kitul suplimentar de blindaj și, bineînțeles, au fost trimise în Afganistan, unde bătrânele taburi erau de mult depășite. Chiar și soldații din zonele de război au probleme cu dotarea. Nu au aparate de vedere pe timp de noapte și sisteme moderne de ochire individuale. Până și vestele antiglonți și bocancii sunt departe de standardul aliaților din NATO. Ne reîntoarcem la scandalul celor 15.000 de diplome false. Polițiștii fac acum verificări la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești. Una dintre universitățile unde studenții suspectați că au obținut diplome false au susținut examenele de licență. Colega noastră, Laura Calciu, vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Laura! În ce constau aceste controale? Bună ziua! Polițiștii au venit încă de dimineață la Universitatea de Petrol Gaze din Ploiești pentru a verifica, se pare, dosarele studenților care în ultimii ani au venit la această instituție să susțină examenul de licență. Nu se știe cât va dura ancheta oamenilor legii, însă se pare că polițiștii fac o analiză a tuturor actelor aduse de studenți pentru a fi dovedite eventualele falsuri și pentru a găsi indicii care să ducă spre cei care au făcut aceste falsuri. Și Ministerul Educației a deschis în acest sens o altă anchetă, între timp însă conducerea Universității Ploieștene nu a stat cu mâinile în sân, astfel din 100 de dosare verificate, conducerea UPG a dat peste 4 diplome de bacalaureat falsificate. Actele aparțin unor persoane din București care au dat examenul de licență la începutul acestei luni, specializarea contabilitate și informatică de gestiune. Anul trecut, la UPG, au fost aproximativ 5.000 de absolvenți. Laura, mulțumim. Revenim acum la Palatul Parlamentului. Acolo este amplasat un mini-studio Realitatea TV și o nouă ediție Fabrica începe acum cu Cristina Șincai. Bun găsit! Bun găsit, ție bun găsit, doamnelor și domnilor. O zi foarte importantă aici în Parlamentul României. Am asistat până la această oră la o ședință festivă prilejuită de împlinirea 60 de ani de când s-a format Alianța Nord-Atlantică. De 5 ani suntem și noi prezenți. Președintele a fost aici, primul ministru Emil Boc a fost prezent aici. S-a terminat, deja toată lumea a plecat. Este în acest moment în desfășurare o comisie, poate și mai important decât acest lucru, pentru că sperăm noi să aflăm de la ministrul Dan Nica exact ce s-a întâmplat cu acest 2 și un sfert. Unitatea militară 0215, celebră deja, despre care nu multă lume vorbește. Sunt tot felul de lucruri ascunse acolo. Ei bine, la această oră, Comisia de Apărare s-a întrunit. Dan Nica este audiat, ministrul de interne. Așteptăm din moment în moment să se termine această comisie, să vedem exact care sunt urmările. Ce înseamnă așa ceva? Ce înseamnă 2 și un sfert? De unde toate aceste legături? Am văzut astăzi consulul la Milano. A fost audiat la Direcția Națională Anticorupție ca martor și trebuie să precizăm acest lucru. Discutăm așadar într-o nouă ediție Fabrica de aici, de la Palatul Parlamentului, cu invitații mei. Domnul Titus Corlățean, senator al Partidului Social Democrat, bună ziua, bine ați venit, președintele Comisiei de Politică Externă. De asemenea, lângă noi se află domnul Bogdan Olteanu, Partidul Național Liberal, bună ziua, bine ați venit, vicepreședintele Camerei Deputaților, și domnul Sever Voinescu, Partidul Democrat Liberal, bună ziua, bine ați venit. Despre toate acestea într-o nouă ediție Fabrica. Dan Nica a audiat așadar la această oră în dosarul 2 și un sfert, generic vorbind 2 și un sfert, pentru că vedem poate pentru prima dată în istoria României, ne spunea un parlamentar astăzi, un șef al serviciului secret, al unui serviciu secret, este luat și audiat, apoi eliberat, dar iată reținut de poliție. În acest moment Dan Nica este la Comisia de Apărare și dă explicații, este audiat de Parlamentul României, este o procedură în acest sens, cu toate detaliile vine chiar acum Alina Manolache. Bună ziua, Alina! Bună ziua, Cristina, bună ziua, doamnelor și domnilor. Ar trebui să aflăm în urma discuțiilor de aici, de la Comisia de Apărare, cum a fost posibil ca ministrul de interne, Dan Nica, să nu știe atunci când l-a numit șef la DGIPI pe Cornel Șerban, că acesta este cercetat de DNA într-un dosar în care era urmărit
cercetat la rândul lui omul de afaceri Puiu Popoviciu. Ei bine, o enigmă până acum, deși scandalul a izbucnit deja de o săptămână. Și o altă problemă importantă pe care ar trebui să o lămurească această comisie este ce are de gând să facă ministrul de interne cu această direcție, direcția de informații din cadrul Ministerului de Interne. În prima zi, când a izbucnit scandalul, Danica a spus chiar că are de gând să desfințeze DGIPI, după care și-a nuanțat declarația și a spus că și DGIPI, dar și o altă direcție din cadrul Ministerului de Interne, deja trebuie neapărat reformate. Ei bine, așteptăm să aflăm răspunsul la aceste două întrebări. Discuțiile durează deja de o oră, iar Danica nu a venit singur aici, ci însoțit de actualul interimar de la DGIPI, Gelu Drăjnanu, dar și de fostul șef al DGIPI, Virgil Ardelean. Numele său a fost de asemenea implicat într-un mare scandal, a fost interimar pentru șef al acestei direcții pentru foarte puțin timp. Despre prezența lui Virgil Ardelean aici nu am reușit să aflăm foarte multe. Singura informație pe care am aflat-o a venit de la președintele Comisiei, Costică Canacheu. El a spus doar atât: Virgil Ardelean se află la această comisie, la aceste discuții, pentru că a fost adus de ministrul Danica. Mulțumesc, Alina Manolache. Mergem acum declarații președintele României. Să-l ascultăm. Ca acest acord să existe. Mulți au dubii dacă, după ce am presat ca acest acord să se facă, nu cumva când mi-o veni bine voi face pasul înapoi să arăt la Guvern și la Banca Națională. Nu. Îmi asum această responsabilitate alături de Guvern și de Banca Națională a României. Aș vrea să mai explic un lucru și nu o fac pentru presă, ci pentru dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, și eu realizez că a fost o prea puternică și publică implicare a șefului statului în diverse etape de derulare a acestui acord. Nu e nimic anormal. Eu n-am făcut decât să dau curs deciziilor pe care, împreună cu ceilalți 26 de șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană, le-am luat în decembrie, dar și în summiturile informale de după summitul Consiliului European din decembrie. Este absolut clar și fără dubii că în momentul de față implicarea oamenilor politici la vârf, șef de stat și de guvern, în ameliorarea efectelor crizei este crucială. Sistemul financiar bancar este în dificultate și singurul sprijin real poate să vină din zona puterii politice. Ca atare, implicarea oricărui șef de stat, a oricărui șef de guvern în prefigurarea evoluțiilor în sistemul financiar bancar al unei țări este nu o chestiune de bunăvoință, este o obligație. Cine stă pasiv și privește la ce se întâmplă, își asumă responsabilitatea de a nu fi făcut ce trebuie atunci când lucrurile vor sta mai rău. Și venind acum la acordul cu fondul. După cum vedeți, în România nu avem în acest moment o problemă de prăbușire, de depreciere a sistemului bancar. Ca atare, este evident numai și prin această realitate că România nu a apelat la o centură de salvare prin acordul cu fondul și la o centură de siguranță. Plecând de la ceea ce întrevedem că s-ar putea întâmpla. Obiectivul deciziei politice de a se face acordul cu fondul și cu Uniunea Europeană pentru angajarea a aproape 20 de miliarde de euro a vizat în primul rând prevenirea unui derapaj. Nu vreau să nominalizez țări, dar sunt state ale Uniunii Europene care au apelat prea târziu
la finanțare de la fond și de la Uniunea Europeană, ceea ce a făcut ca finanțarea sosită, odată intrați în derapaj, efectele acestei finanțări să fie consistent diminuate. Văzând lecția celor care au apelat la fond prea târziu, decizia noastră a fost să o facem în timp util. Aș vrea să mai clarificăm un lucru, pentru ca destinația reală a acestui împrumut să fie foarte clară, mai ales pentru mediul de afaceri. Statul român are datorii de plăți externe în acest an 1,6 miliarde de euro. Repet, nu e o greșeală, 1,6 miliarde. O datorie infimă față de potențialul României de a rambursa credite angajate pe termen mediu și lung. Ea de altfel se și află prinsă în bugetul de stat. Partea care revine guvernului, partea care revine băncii naționale, la Banca Națională. Deci România nu are o problemă de rambursare a datoriilor statului. De asemenea, situația băncilor din sistemul bancar românesc permitea bugetului de stat să-și asigure resursa internă, resursa generată de deficitul bugetar și de datoriile pe termen scurt de pe piața internă. Dar efectele ar fost cele pe care le-ați văzut în ianuarie și februarie. Relativă lipsă de lichidități și dobânzi foarte mari. În această situație, după toate analizele, am ajuns la concluzia că trebuie să scoatem din piață un jucător care aspira aproape toate lichiditățile, adică bugetul de stat. Să creăm condiții să-și asigure sursele necesare finanțării deficitului din alte zone, iar resursa financiară generată de băncile din România să rămână la dispoziția mediului de afaceri. Tot în această direcție s-a îndreptat și componenta cu Fondul Monetar Internațional, cele 12,95 miliarde de la fond sunt destinate strict rezervei băncii naționale. Nici un cent de aici nu poate fi cheltuit pentru altceva decât pentru consolidarea rezervei băncii naționale. Ceea ce, după ce eliminăm bugetul de pe piață, va permite băncii naționale ca treptat să reducă rezervele băncilor comerciale de la procentajul mare de 40% să pună aceste rezerve treptat la dispoziția pieței. Repet, treptat, nimeni nu va arunca toți banii odată și în niciun caz nu va fi zero. Rezerva luată de la băncile comerciale. Un alt element important pe care aș vrea să știți că l-am urmărit prin acest acord a fost și moneda națională. Crearea condițiilor ca Banca Națională, într-o politică corelată cu Ministerul de Finanțe, să mențină leul la un raport acceptabil. Nici foarte puternic să inhibe exporturile și să stimuleze importurile, dar nici atât de slab încât să reducă veniturile populației în echivalent euro la valori inacceptabile. Deci aici se urmărește, se va urmări prin politicile monetare și fiscale un echilibru al Președintele Traian Băsescu, despre acordul cu Fondul Monetar Internațional, șeful statului ne spune
Președinții, șefii de state și de guverne trebuie să se implice acum în această criză internațională, în rezolvarea ei. Implicarea este crucială, ne spune Traian Băsescu. Statul are o datorie acum de 1,6 miliarde. Împrumutul cu femei trebuie văzut ca o centură de salvare, nu ca o centură de salvare, rectific, ci ca o centură de siguranță. Explicațiile sunt date la Camera de Comerț, cel mai probabil în fața oamenilor de afaceri, celor care sunt implicați în mediul economic. Lângă mine, așa cum vă spuneam, importanți factori politici, scurte comentarii pe aceste precizări ale președintelui, domnule Bogdan Olteanu. Nu-i nimic ca nu. Președintele reia temele de susținere ale acordului cu femei referitoare la existența unei măsuri de siguranță. E bine să fim prevăzători. Invocă situația unor alte state care s-ar fi mișcat mai târziu. Până acum niciun stat nu a reușit să se miște la timp. Statele care au fost afectate de criză deocamdată suportă criza. Ar fi foarte bine ca România să fie acel stat care să aibă soluțiile și să găsească soluțiile și să folosească soluțiile pentru a reacționa bine la criză. Deocamdată aceste măsuri nu s-au văzut. Creditul acesta e o promisiune, rămâne de văzut dacă banii intră sau nu. Niciodată banii de la Fondul Monetar Internațional n-au intrat. Niciodată în cele 5 acorduri stand-by de până acum, unul a fost dus până la capăt, dar mai puțin de jumătate din bani au fost folosiți. Celelalte acorduri au fost întrerupte pe parcurs din neînțelegeri între politica guvernamentală a diverselor guverne și viziunile învechite și birocratice ale femeiului. Domnule Corlățean. Bun. Ce este interesant din punctul meu de vedere este această referire la implicarea actorilor politici la nivel înalt în gestionarea sau rezolvarea crizei în plan internațional. Este adevărat că în ceea ce privește G20, grupul, să spunem, statelor cele mai puternice din punct de vedere economic, există și acolo e nevoie de o voință politică la nivel internațional care să se manifeste în luarea anumitor măsuri de reformă, în eliminarea tentațiilor de protecționism care sunt extrem de negative în astfel de situații. A existat această tentă și la nivel național. Președintele și-a asumat anumite lucruri, a mers uneori poate prea departe și cel puțin asta este opinia mea, pentru că totuși pârghiile cele mai importante, cu adevărat executive, rămân la îndemâna guvernului. Poate de aici și explicațiile președintelui care spune este crucial acum ca șef de stat să te implici în așa ceva. Bun, este important să dai un semnal politic, pe de altă parte nu poți să rezolvi toate problemele universului și ale țării, fiecare instituție și are totuși competențele sale, puterea, pârghiile pe care Constituția le prevede. Ca semnal politic este important și președintele și ceilalți actori instituționali importanți în stat. Pe de altă parte, tot la guvern rămâne sarcina și treaba de făcut. Scurt comentariu, Săvăr Voinescu, vă rog. Da, mie mi se pare că ceea ce a spus președintele pe fond este că în această perioadă prudența trebuie să fie numele jocului. Și cred că asta este ceva ce până la urmă strânge acordul unanim al celor care în fine reflectează pe marginea lucrurilor care se petrec. Este evident că în acest moment e nevoie de o intervenție a factorului politic, dar mai mult decât atât, cred că e interesant felul în care președintele a vorbit un pic despre specificul României în acest moment. Spre deosebire de alte țări, în România sistemul bancar este pe picioare. Sigur, e un sistem bancar de care, din multe puncte de vedere, suntem cu toții nemulțumiți, dar așa cum este pe picioare, ceea ce ne conferă totuși o anume poziție, nu vreau să spun relaxată, pentru că, evident, nimeni nu poate fi relaxat în vremea asta, dar ne oferă oarecare poziție de care trebuie pe care trebuie să o fructificăm în gestionarea acestei situații. Deci, cred că apelul la prudență și privirea acestui acord femeii ca pe o măsură de prudență, cred că este mesajul cel mai important și cred că, până la urmă, e mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă oamenii. Să revenim bun aici, în Parlamentul României. A fost și astăzi președintele Traian Băsescu, a vorbit despre Alianța Nord-Atlantică, dar iată, la această oră continuă discuțiile la Comisia de Apărare și, vă aducem aminte, ministrul de interne, Dan Nica, este audiat. Să vedem declarațiile făcute pe această temă de primul ministru Emil Boc și de consulul României la Milano. Am decis să solicit ministrului de externe rechemarea de la posta consulului de la Milano pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. N-am fost rechemat până la urmă. În calitate de ce ați fost audiat? În calitate de martor și de martor. Ați cerut acel listing de la DGB? Vă veniți la Milano? Da.
A recunoscut domnul consul legături? Nu. Deci din dosar, iertați-mă, nu pot să vă spun nimic. Așa cum v-am rugat să consemnați poziția noastră, cel puțin a clientului meu și a mea, în cursul anchetei nu dăm niciun fel de amănunte. Dar vă confirm, era un funcționar din cadrul DGIP. Iată care sunt ultimele declarații. Pe această temă așteptăm declarațiile, așa cum vă spuneam, și de la Comisia de Apărare, să vedem exact ce a spus acolo, dacă ne vor spune participanții, ministrul de interne. Să vedem aici în platou. Domnule Corlățean, este un scandal cu parfum politic aici pentru că sunt implicate nume gen. Domnul Ion Bazac, ministrul sănătății, auzim de așa ceva. Vedem acest consul care ar avea o legătură, are una clar de familie cu domnul Bazac. Și așa mai departe. Se vorbea mai devreme de, sau zilele trecute, de Traian Băsescu. De asemenea, apar nume în acest dosar. Bun. Până la urmă, instituțiile abilitate ale statului sunt chemate să clarifice această afacere între ghilimele, pentru că, într-adevăr, au apărut o serie de nume de oameni politici, mergând, așa cum a spus, până la vârful ierarhiei în stat sau până la fica președintelui. Astea sunt chestiuni care au apărut și în presă, sunt informații publice, dar, până la urmă, instituțiile statului trebuie să vadă exact despre ce este vorba. În orice caz, vorbim, pe de altă parte, de necesitatea ca anumite instituții, și aici mă refer la Ministerul de Interne și această structură de informații, de combatere a corupției în interiorul structurii Ministerului de Interne, chestiune care funcționează în mai toate statele civilizate, să fie reformată. Să dispară toate aceste suspiciuni de legături cu poliția, de alte chestiuni care n-ar fi în regulă, necorespunzătoare potrivit legii. E nevoie de o reformă pe care ministrul Nica a declanșat-o, ea trebuie dusă mai departe și realizată cu oameni profesioniști. Aceste instituții ale statului trebuie să acționeze potrivit legii, potrivit competențelor, în interes public și nu să fie expuse eventual unor influențe politice sau unor speculații care evident apar. Ceea ce este important și asta vreau să subliniez, Ministrul de Interne a început un proces de reformă care a fost salutat la nivelul opiniei publice în urmă cu câteva săptămâni. El trebuie dus mai departe, iar audierea de astăzi este o procedură, spune, nu excepțională, e o procedură firească. Comisiile parlamentare și noi am procedat în comisiile de politică externă anterior, audind miniștrii în subiecte de interes, este bine să existe această comunicare între legislativ, parlamentari și structurile executivului pentru a ști mai bine inclusiv ce poate Parlamentul să facă, să sprijine în mod concret din punct de vedere legislativ atunci când vorbim de procese de reformă importante. Vreau să spun dacă poate ar fi important să știm dacă domnul Dan Nica a avut cunoștință de implicarea acestor personaje în eventual probleme cu justiția atunci când a numit acest șef. Un scurt comentariu pe tema asta. Am mai văzut și în presă. Totuși, această numire a fost făcută după parcurgerea unor proceduri legale, semnătura primului ministru, cu o chestiune, un aviz venit de la CSAT, care e o altă instituție care ține președinție. E ceva totuși în regulă. Aceste toate instituții și structuri informative n-au știut la acel moment sau nu au oferit. De ce nu au oferit poate informația? Poate s-au bazat de asemenea pe această informație cu privire la ancheta. Ministrul Dan Nica a avut informații foarte bune. Și gira pentru acest personaj. Cu siguranță că dacă ar fi avut informația pe care alte structuri, nu era atribuția ministrului Nica să facă investigații în stânga și în dreapta, structurile abilitate trebuiau să ofere informația. Când am parcurs această procedură, am semnalat că inclusiv la nivelul primului ministru sau CSAT-ului, aceste lucruri nu au fost știute, aparent nu au fost știute. Deci e o chestiune care trebuie clarificată. Domnule Olteanu, vă rog. Aici o procedură nu e stabilită într-o lege, dar funcționează potrivit unei cutume, dacă vreți, de 18 ani. A funcționat din 1990 până în 2008 cel puțin. Nu știu cum funcționează în actualul guvern, dar până în 2008, vreme de 18 ani, când au trebuit numite persoane de primul ministru, de exemplu secretar de stat, primul ministru a cerut întotdeauna un aviz din partea serviciilor de informații, SRI, SIE, după caz. Serviciul de informații al Ministerului Apărării atunci când era vorba de Ministerul Apărării. Este aproape obligatoriu acest aviz. Ministrii care au fost guvernul României. Nu e prevăzut de lege, dar întotdeauna s-a făcut. Acum, haideți să ne amintim cine l-a urmărit pe domnul Șerban. SRI-ul. Eu nu știu dacă domnul Emil Boc a cerut din partea SRI un asemenea aviz și SRI-ul a mințit pe primul ministru spunându-i nu e nicio problemă. Dacă a primit din partea SRI o informare că domnul Corneliu Șerban e urmărit și l-a numit totuși, sau dacă primul ministru a considerat oportun să nu ceară așa ceva. Ar fi grav să nu fi cerut. Probabil n-a cerut dacă stau să mă gândesc la alte două cel puțin precedente, precedentul domnului Costel Iancu și precedentul domnului Manțog.
la care, în mod evident, nu s-a cerut măcar o monitorizare de presă și toți bun, ar fi văzut. Cei doi nu erau șefi de servicii, totuși, nu, aici nu, vorbim poate de n-are importanță orice secretar de stat sau consilier de stat, înainte de a fi numit, se cere un punct de vedere al serviciilor de informații, pentru că aceste persoane au acces la documente de interes public, de interes de stat, documente secrete și așa mai departe. De asta nu e un lucru inventat, n-a fost inventat de Tăricianu, n-a fost inventat de Năstase, e un lucru care se practică de când în România s-a reconstituit sistemul democratic. Se cere un punct de vedere al serviciilor înainte de numire, dacă persoana în cauză este sau nu în evidența serviciilor cu anumite fapte care pot aduce în atingere interesului de stat. Aici trebuie să ne lămurească atât domnul Boc, cât și domnul Nica. Dânsii sunt cei doi care și-au pus semnătura pe numirea acestui domn. Dânsul a mai fost o perioadă și interimar la conducerea 2 și un sfert, dacă nu mă înșel, pe perioada scurtului mandat al domnului Oprea. Deci se pare că e o chestiune repetitivă. Nu știu dacă atunci a fost vreo verificare sau nu a fost vreo verificare. Ar fi foarte important să aflăm de la primul ministru dacă acum domnia s-a cerut sau n-a cerut verificarea acestui domn Șerban înainte de a-l numi pe funcție. Bun, iată, domnul Corlățean ne spune că Danica nu ar fi știut, așa consideră partidul, că nu ar fi știut de acest lucru. Domnul Boc, ar fi trebuit să știe, domnule Sever Voinescu? Eu cred că din toată această afacere pestilențială până la urmă, noi nu tragem învățămintele corecte. În continuare, comentând, încercăm să politizăm lucrurile în mod discret. Cei doi colegi ai mei încearcă să explice că, de fapt, domnul Boc are totuși o vinovăție în asta. Evident că și eu aș putea pleda că domnul Nica are o vinovăție în povestea asta. Eu cred că, până la urmă, ce este cu adevărat important, din punctul meu de vedere, este că, ca lecție din toată această afacere îngrozitoare, este că felul în care numirile se practică în România la acest nivel, pentru funcții de acest calibru, este profund defect. Există o adevărată obsesie a politizării acestor funcții. Vă reamintesc, de pildă, că Partidul Social Democrat, și asta au spus-o liderii Partidului Social Democrat adesea, au făcut o adevărată, cum să spun, preocupare pentru acest serviciu de a-l avea. Ori e limpede că, discutând în termenii ăștia, nu putem avea decât un asemenea rezultat. Eu cred că este este o consecință evidentă a felului defect în care de 20 de ani clasa politică înțelege să atribuie funcții de mare răspundere în stat. Și cred că nu vom ieși din acest ciclu decât dacă înțelegem că asta e problema și dacă ne schimbăm cu totul comportamentul și ne schimbăm cu totul atitudinea politică față de aceste funcții. Asta este ceea ce, din punctul meu de vedere, e important. Ipotetic. Cine trebuie să își schimbe atitudinea politică? Pentru că nu ne aducem aminte și domnul Gabriel Oprea, care astăzi este cumva susținut de Partidul Democrat Liberal, a venit cu propria propunere neagreată de Partidul Social Democrat. Sigur, după aceea au fost speculații și despre domnul Dragnea. Toate lucrurile se întâmplă acolo în jurul acestui serviciu 2 și un sfert, care ia că te vedem cam ce munci prestează și asta trebuie să o spunem, nu vedem de ieri de astăzi, pentru că acest serviciu este implicat în scandaluri de genul ăsta de foarte multă vreme și că am fost sub toate guvernările. De asta vă spun că până la urmă e nevoie de o schimbare radicală de atitudine politică față de aceste funcții și cred că partidele care asumă aceste ministere sau partidele care asumă până la urmă asumă între ghilimele șefii de servicii trebuie să fie extrem de atente de acum încolo, pentru că nu asta e direcția în care merge democrația. Vedem în continuare imagini în direct, vedem o ușă a Parlamentului, ei bine, se află tot aici, acea ușă este la etajul 5 al clădirii, Comisia de Apărare din Camera Deputaților, acolo este audiat Dan Nica, așadar în spatele ușilor închise am văzut și mai devreme imagini, Dan Nica împreună cu membrii Comisiei de Apărare discută despre situația Ministerului de Interne și cel mai probabil despre situația acestei unități militare 2 și un sfert, serviciu secret din Ministerul de Interne. Vă rog, domnule. Da, eu aveam un comentariu. Vreau să vă spun că sunt de acord cu concluzia politică
a domnului senator parlamentar Voinescu, deputat, scuzați-mă, dar lucrăm împreună în Comisiile de Politică Externă și adesea nu mai facem deosebire între deputați și senatori. Sunt de acord cu concluzia la raționamentul domniei sale, nu sunt neapărat de acord cu raționamentul de bază, pentru că ceea ce vreau să spun, și în niciun caz nu era vorba de o acuză discretă, pentru că dacă aveam ceva de spus, vă asigur că aș fi spus-o direct. Vreau să subliniez faptul că pe acest traseu de jos, de la bază, de la Ministerul de Interne, trecând la primul ministru care a semnat, mergând până la CSAT, la președinție, cel care răspunde totuși de această structură, pe acest traseu nu a apărut această informație, pentru că dacă această informație ar fi apărut, sunt convins că autoritățile statului nu ar fi dat gir acestei propuneri de numire. Mai grav, deci aici iată, apare, pe tot acest parcurs aici apare semnul de întrebare și în acest sens vorbeam de o necesară reformare a sistemului pe care ministrul Danica a început-o, ea trebuie dusă până la capăt, pentru că acest sistem trebuie să funcționeze corect, inclusiv în momentul numirilor. Mai departe, chestiunea cu Ministerul de Interne, cât de important a fost pentru PSD, au fost și alte ministere, Ministerul de Interne a fost important, tot așa cum Ministerul Apărării, al cărui serviciu de informații este extrem de renumit pentru eficacitatea sa, a fost un subiect extrem de important pentru Partidul Democrat Liberal. Dar astea sunt chestiuni de opțiuni între partidele politice, structura guvernului a fost alcătuită. Încă o dată, instituțiile în statul român trebuie să funcționeze corect în România anului 2009. Acolo unde este de luat o decizie de pornit o anumită întreprinsă, o anumită reformă, ea trebuie făcută acum și nu mai târziu. Atunci, domnule Bogdan Olteanu, după logica domnilor prezenți aici, dumneavoastră ați avut toate serviciile la îndemână, nu? Când ați fost la putere, pentru că era doar Partidul Național Liberal. Pe vremea noastră nu au fost scandaluri legate de aceste servicii de informații. Eu am să subliniez un singur lucru, că din ultimii 12 ani, genereze scandal. Din ultimii 12 ani, singura perioadă în care, de exemplu, domnul Virgil Ardelean n-a fost șeful serviciului de informații de la Ministerul de Interne, a fost pe vremea liberalilor. Că a fost singurul moment în care domnia sa s-a ocupat de altceva. Probabil cu competență, de altfel n-am auzit să fi fost vreo discuție legată de competența domniei sale. Că, vreau să mai spun de asemenea, aceste lucruri trebuie asumate nu la un mod absolut corect, cum spunea domnul Voinescu, dar un pic cam general, expresia asta se face sau nu se face. Există niște oameni care au mână un pix și care au răspunderea semnăturii pe care o pun. În acest caz, domnul Boc este primul responsabil de numire pentru că dânsul o semnează. Dânsul trebuia să ceară un aviz de la SRI. Mi-amintesc că în urmă cu 4 sau 5 luni s-a făcut o numire foarte amuzantă la Cotroceni, când a plecat domnul ambasador Pascu de la protocol. A fost numită o altă persoană în locul domniei sale pentru vreo 4 ore. A fost o uriașă ilaritate în presă pentru că toată lumea, pare să mai puțin președintele României, știau că domnul respectiv a avut o carieră spectaculoasă în serviciile de informații înainte de 89. După care, brusc, numirea a dispărut și de pe site, a dispărut și de la monitor oficial decretul. Adică se întâmplă și la casă mai mare, spuneți. Și domnia sa pare să a omis să se intereseze pe la servicii. Presupun că SIE i-ar fi dat o hârtie, domnule, domnul acesta a mai fost pe la noi. Genul acesta de superficialitate trebuie însă asumată. Domnul președinte și-a asumat-o atunci și a doua zi, dacă nu mă înșel, a ieșit și a spus, domnule, a fost o greșeală. Da. Eu cred că și domnul Boc trebuie să-și asume. Președintele Camerei Deputaților, cereați de la servicii date despre toate persoanele pe care... Eu, ca președinte al Camerei Deputaților, nu făceam nicio numire. Președintele Camerei Deputaților nu e angajator, are doar propriul său cabinet, la care la mine au lucrat niște oameni în vârstă de până în 30 de ani, toți, drept care nu s-a pus problema de așa ceva. Ați folosit vârsta și atunci era clar că nu aveați nevoie să vedeți dacă au colaborat sau nu. E genul de colaborator pe care îi prefer. Dar angajatorul la Camera Deputaților este secretarul general al Camerei Deputaților și aici există o anumită procedură. Care cerea de fiecare dată de la SRI, de la SIE, de la toate serviciile, nu știu, e centralizat undeva, trimite o foaie undeva la servicii. Nu pentru orice angajare în sectorul de stat face așa ceva. Eu v-am vorbit. Că primul ministru, doamna Șincă, e simplu, primul ministru de 20 de ani încoace a cerut pentru secretarii de stat și consilierii de stat aviz de la SRI sau de la SIE, după caz. Dacă o să mergem acum până la portarul de instituții, discuția devine interesantă. Dar sunt convins că fiecare șef de instituție își asumă răspunderea cât se interesează despre oamenii pe care îi angajează. Există și la Camera Deputaților diverse compartimente care lucrează cu documente secrete, cu documente clasificate, care protejează părți din această clădire pe care nici eu ca președinte n-aveam voie să le văd, nu mă întrebați de ce. Probabil că aceste persoane sunt supuse unui anumit control al instituțiilor de siguranță națională. În ce privește însă secretarii de stat,
și miniștri. Miniștrii numește președintele, sigur, secretarii de stat îi numește primul ministru. Acolo responsabilitatea de a face niște verificări este evidentă, pentru că acele persoane reprezintă statul român. Nu au o responsabilitate de a completa o hârtie sau de a rezolva o mică problemă, ci reprezintă statul român. Cel puțin la nivel de imagine și să vedem exact. Toate aceste instituții sunt cu semne de întrebare foarte multe, iată, pentru că apar tot felul de amănunte legate de exemplu, soția consului de la Milano în acest scandal. Să vedem un material făcut de colegii noștri de la Cotidianul. Fapta ar fi fost săvârșită în februarie 2006, potrivit jurnaliștilor de la Cotidianul. Cu 3 luni înainte, Mihai Berfela a fost prins cu aparatul radar de polițiști italieni. Pentru că a depășit viteza regulamentară, polițiștii au ridicat permisul de conducere. Conform procedurii, oamenii legii au cerut consulatului României de la Milano să verifice autenticitatea documentului. Liliana Dinu a emis un document prin care atesta valabilitatea acestuia. În baza atestatului, românul a reușit să obțină un permis de conducere italienesc. Jurnaliștii de la Cotidianul au cerut un punct de vedere oficial și direcției poliției rutiere din România. În urma verificărilor, conducerea instituției a ajuns la concluzia că Berfela nu a avut niciodată un permis românesc de șofer. În consecință, actul pe care l-a autentificat Liliana Dinu era un document fals. Consulatul României de la Milano susține că nu are informații despre acest caz. Cunosc astfel de caz, am văzut și eu în ziar. V-aș recomanda să vă adresați direcției de comunicare din cadrul Ministerului de Externe. Nici Ministerul de Externe nu a oferit însă detalii despre acest caz. Foarte multe probleme așadar, foarte multe semne de întrebare apar atunci când, domnule Corlățean, nu știu, sunt scandaluri cu astfel de probleme cu iz politic, așa cum vorbeam la început, pentru că sunt nume de, iată, lideri importanți ai țării implicați în așa ceva. Bun, încă o dată, eu revin la ceea ce spuneam și este o chestiune care se aplică în toate aceste situații. În astfel de situații nu trebuie să ai o abordare subiectivă sau personalizată legată de o anumită persoană. E nevoie de o abordare instituțională. În astfel de situații există proceduri clasice, mecanisme în Ministerul Afacerilor Externe, la Direcția Consulară, verificări, se clarifică astfel de chestiuni. Dar trebuie folosite pârghiile instituționale. Și anchetele jurnalistice sunt utile, pot semnala, așa cum au semnalat, vă aduc aminte, și situația în care un actual ministru de interne în Italia, pe atunci parlamentar, făcea presiuni la Consulatul României pentru tot felul de chestiuni dincolo de legalitate. Sunt bune și anchetele jurnalistice, dar pentru mine sunt importante instituțiile. Ele trebuie să funcționeze, să facă lumină în astfel de situații, iar instituțiile trebuie să și dea răspunsuri publice atunci când sunt întrebate. Vă rog, domnule Olteanu, sunt astfel de situații de luat în calcul sau nu în astfel de momente? Pentru că nu, iată, în astfel de momente apar, altfel nu atrageau atenția. Astfel de situații sunt luate în calcul atunci când se fac astfel de fapte și sigur că cine e prins cu așa ceva trebuie să plătească până la urmă. În principiu poate fi chiar o infracțiune dacă a fost făcută cu știință, dacă a fost făcută fără știință sau fără înțelegerea situației. Probabil că e o abatere administrativă, domnul Corlățean provine din sistem și ne poate spune mai bine care ar fi sancțiune în cazul unei greșeli, în cazul unei fapte săvârșite fără intenție. Sigur, ca jurnaliști, dumneavoastră observați sau cercetați cu mai mare atenție persoanele care sunt sub reflector. Și iată, în cazul acesta ați descoperit o faptă săvârșită prin 2006, deci acum 3 ani. Foarte bine că aflăm și acest lucru. Sunt convins că la fluxul de documente care circulă prin consulatele românești din Italia, asemenea lucruri se pot întâmpla. Primul ministru Emil Boc a cerut chemarea consulului la post, în capitală. Rechemarea de la post. Este justificată, fără o anchetă, fără a se vedea exact despre ce este vorba, sau nu? Vedeți, există dreptul, aș spune aproape suveran al executivului de a gestiona resursele umane în plan consular, în rețea și în centrală. Dacă această decizie vine ca o sancțiune, atunci e cu totul altceva. Din punctul meu de vedere, decizia este foarte corectă, pentru că totuși când auzi despre un consul, despre un diplomat până la urmă aflat la post că umblă cu listing-uri de la serviciile secrete, le dea cumnatului de la nu știu unde luate și așa mai departe, nu e ceva foarte plăcut și ce pot să vă spun este că un asemenea scandal afectează grav credibilitatea spune că nu are o legătură. Pot să termin. Credibilitatea diplomatului înainte de orice ca reprezentant al statului român acolo.
Sigur, poate să spună că n-are nicio legătură, poate că are vreo legătură. Repet, este în mod evident dreptul executivului, prin ministrul de externe, primul ministru, evident, ca șef al ministrului de externe, să decide asemenea măsuri. Însă, încă o dată, felul în care, cel puțin din ceea ce am văzut în presă, este implicat acest consul în această afacere, nu are nicio legătură cu comportamentul pe care până la urmă statutul corpului diplomatic și consularul cere unei persoane aflată în această postură. Foarte multe lucruri se întâmplă în aceste zile, pentru că spuneam, iată, suntem în așteptarea declarațiilor pe care ministrul Dan Nica le va face, sperăm că le va face după finalizarea acestei audieri. Comisia de Apărare în acest moment în direct, vedem ușa în spatele acestor ușe închise, se desfășoară comisia, rămânem așadar în așteptarea acestor declarații. Până atunci, să vedem foarte scurt la ce ne așteaptă în Parlament în perioada imediat următoare și domnule Bogdan Olteanu, v-aș întreba, moțiune de cenzură? Spuneați la un moment dat, se discută în aceste zile codurile, codul penal, codul de procedură penală, așadar vine PNL-ul și spune sau amenință cu moțiune de cenzură. În cazul în care guvernul va persista în ideea de a angaja răspunderea pe aceste coduri, pentru două motive foarte clare. Primul motiv ține de o serie de probleme majore din conținutul acestor coduri, dacă e să vorbim doar de incest, de legalizarea incestului, de folosirea probelor dobândite ilegal. Să vă dau doar două exemple. Pe de altă parte, de o chestiune, aș spune, chiar mai serioasă, chestiunea de proceduri. Guvernul a venit în fața Parlamentului și a spus că avem o lună în care să dăm un fel de consultanță guvernului, să spunem cam ce credem că ar trebui modificat, după care guvernul judecă și alege ce acceptă și ce n-acceptă din partea Parlamentului. Probabil și își angajează răspunderea sub un motiv foarte serios și care a fost luat foarte în serios de Parlament. Și anume că există un termen limită dat de Comisia Europeană, 15 mai. Dacă nu avem codurile până la 15 mai, avem o problemă cu Comisia Europeană. E o minciună. Guvernul a fost prins cu această minciună. Există o declarație cât se poate de explicită a Comisiei Europene care spune nu numai, atenție, nu numai că nu au stabilit sau nu am stabilit împreună România și Comisia vreun termen, ci mai mult decât atât, Comisia așteaptă ca aceste coduri să fie larg dezbătute. Comisia dorește ca aceste coduri să fie larg dezbătute. În fața unei minciuni pe care guvernul a spus-o Parlamentului și pe care am fost aproape de a o accepta, nu putem decât să cerem guvernului să lase codurile într-o dezbatere normală, o dezbatere publică cu organizațiile non-guvernamentale care au cerut-o ferm, de altfel cum se știa, au creat și o coaliție în acest scop și au dat în judecată guvernul pentru a cere această dezbatere publică și o dezbatere parlamentară care să permită discutarea codurilor pe fond, astfel încât acele lucruri care nu pot fi acceptate, vă dădeam exemplu, de exemplu, legalizarea incestului, să fie eliminate, modificate sau aduse la normă. Bun, probabil că aveți argumentele dumneavoastră, cu toate acestea, o moțiune de cenzură este fără niciun rezultat în acest moment, pentru că nu aveți puterea legislativă să introduceți și să mergeți până la capăt cu ea. Pentru că actuala avem puterea legislativă să o introducem și să o susținem. La putere are 70%, știm bine. Pentru a introduce o moțiune de cenzură, trebuie 25% din numărul parlamentarilor. Există în opoziție mai mult decât atât. Vom propune și celor de la UDMR să susțină o asemenea moțiune. Eu sunt însă optimist că în fața devoalării lipsei acestei presiuni a Comisiei Europene, în fața presiunii publice, sensibile, din partea presei, din partea opiniei publice, din partea ONG-urilor, guvernul va accepta să revină la o atitudine rezonabilă și de bun simț. Dincolo și de să acest dezbată lucru, aceste coduri. Rămân acuzațiile. Este o minciună? Domnule Sever Voinescu, ce spuneți? A mințit guvernul, parlamentul? Eu cred că lucrurile trebuie văzute, sigur, din punctul de vedere al opoziției, poate că așa stau lucrurile, dar eu cred că noi avem înainte de orice o problemă pe justiție. Și asta nu poate nega nimeni. O problemă pe justiție în relația noastră cu Uniunea Europeană și această problemă este, din păcate, este cronicizată. Ea vine de mult din urmă. Vine un moment când chiar trebuie să rezolvi lucrurile. Când chiar trebuie să mergi pe o cale reformatoare și fără îndoială că aceste coduri vor să fie temeiul până la urmă al acestei reașezări a justiției. Aici nu mai e vorba de urgență în chestiunea asta, repet, nu mai e vorba de urgență sau, cum să spun, lentoare. E foarte clar că fiecare zi pierdută pe drumul ăsta este până la urmă o zi pierdută pentru statul de drept din România.
Ori eu înțeleg foarte clar nevoia guvernului de a urgenta această procedură, pentru că, din păcate, dacă ea rămâne și este tergiversată la infinit, atunci n-ajungem nicăieri. Și până la urmă, cred că oamenii sunt plictisiți de tipul ăsta de soluții care se tot discută. Vreau să spun ceva clar. Nu sunt împotriva unei dezbateri. Evident că sunt legi mult prea importante ca să nu fie dezbătute. Ceea ce trebuie găsit în acest moment, trebuie găsită calea să lucrăm în același timp bine și repede. Eu știu că adesea e foarte greu să faci un lucru și bine și repede, dar acum suntem nevoiți să facem lucrul ăsta. Fie în vigoare câteva zeci bune de ani de acum înainte. Evident să vedem că vorbim despre codurile, cele patru coduri fundamentale. Dacă îmi dați voie să completez și să-i dau foarte multă dreptate, domnului Voinescu, în câteva secunde doar, prima informație, codurile în propunerea guvernului intră în vigoare peste un an și 9 luni, la 1 ianuarie 2011. Deci e timp de dezbatere, asta e propunerea guvernului, atenție. A doua informație, acum 150 de ani, codurile au fost dezbătute în Parlament și Parlamentul de acum 150 de ani a avut capacitatea, maturitatea și înțelepciunea de a le dezbate și a le adopta într-un timp rezonabil. Eu sunt convins că și Parlamentul de astăzi va reuși să arate rezonabilitatea, va ajunge la un acord politic care să permită o procedură prin care să le dezbatem, să le adoptăm într-un timp decent. Acordul politic e deja realizat. Acordul acesta politic este propus. Eu am văzut că și PSD-ul va putea într-un timp foarte scurt să spună câteva cuvinte. Nu sunt surpriză în poziția publică a PSD-ului, am mai spus-o. Oricare dintre cei trei invitați pe care aveți astăzi, scuzați în repetiție, invitați pe platou, ar putea spune, pentru că suntem juriști cu toții, cât de importante sunt aceste coduri. Plecând de la Codul Civil Napoleonian 1864 și stabilitatea și eficacitatea acestui text de lege dezbătut la acel moment și iată, valabil probabil 90% și în prezent. Este nevoie, și am spus-o foarte clar, este nevoie de dezbatere și o dezbatere serioasă și amendamente. Nu avem nimic împotriva adoptării pe cât posibil rapidă acestor coduri. Avem un astfel de interes. Dar aduc aminte că noi, cei din PSD, nu avem niciun motiv de culpă pentru faptul că acel cod penal votat în 2004, cod penal foarte bun, a fost tot amânat ani și ani și ani de zile după 2005 și nici măcar acum nu este în vigoare nici codul de procedură penală. Avem însă nevoie de o dezbatere serioasă. De ce? Această modificare legislativă va afecta, între ghilimele, sper într-un sens pozitiv, evoluția societății românești mulți ani de acum înainte. Nu avem. Și aici a fost într-adevăr o chestiune de armonizare a pozițiilor în interiorul guvernului. Au fost colegii de la PD care au fost în favoarea unei proceduri mai accelerate. Vă aduc aminte, a fost și o dezbatere la președinție, la Cotroceni, domnul președinte Băsescu a invitat partidele politice și a insistat pentru adoptarea rapidă. Noi am subliniat necesitatea adoptării acestor documente, dar totuși pe baza unei dezbateri totuși serioase. A fost o soluție de compromis cu această comisie ad hoc, nu este ceva firesc în procedura parlamentară, dacă într-adevăr nu există un termen limită din partea Comisiei Europene, acest mecanism de monitorizare, colaborare în sfârșit cu Comisia Europeană, noi am fi în favoarea găsirii de timp suplimentar pentru a dezbate și a adopta niște coduri bune, pentru că România și justiția românească au nevoie de coduri bune de legi. Un singur minut mai avem. Damnica a audiat în acest moment la Comisia de Apărare. Foarte scurt aș vrea, cu vreun efect sau nu? Domnule Bogdan Olteanu, ați fost președintele Camerei Deputaților. Contează când ministrul vine și este audiat aici în Parlamentul României? Dacă ministrul nu va convinge astăzi comisia, atunci probabil ordonanța de reorganizare a ministerului va fi respinsă. Punctul de vedere al comisiei la care am participat în această săptămână, având niște proiecte pe care le susțineam acolo, era că actuala ordonanță încurcă lucrurile în minister și nu reușește să permită acoperirea foarte multor domenii de competență ale ministerului. Un minister greu, cu multe responsabilități, restrângerea numărului de directori generali poate că sună bine, dar nu permite, spun mai mulți foști miniștri de interne, o bună funcționare a ministerului. Dacă domnul ministru Nica va convinge astăzi, probabil ordonanța va fi susținută, dacă nu, e foarte posibil ca Parlamentul să-i ceară să facă o organizare mai puternică, mai solidă a Ministerului Ultimele secunde, domnule Corlățean, și cu acest serviciu care atrage atenția, este cumva ceva spre care ne uităm cu toți, dar nu este clar despre ce este vorba? Se întâmplă ceva? Eu am spus-o și mai devreme și merg pe aceeași direcție. Danica a pornit pe un drum de reformă absolut necesară și este un parcurs curajos. El trebuie sprijinit politic. Dincolo de culoarea politică a grupurilor parlamentare, avem nevoie de o reformă în cadrul acestui sistem, pentru că, încă o dată, aceste sisteme funcționează și trebuie să funcționeze în interes public, în interesul cetățeanului și să fie ferite de eventuale influențe politice. Mulțumesc invitațiilor pentru prezența în emisiune și dumneavoastră, doamnelor.
și domnilor, suntem așadar în direct, în transmisiune, în continuare cu Comisia de Apărare. Acolo sunt audieri importante. Așteptăm declarațiile ministrului Dan Nica și vi le vom transmite în direct imediat ce această ședință se va termina. Rămâneți în realitate! Atât de fină. Ha, deci ținem laptele la rece ca să fie proaspăt și Milka vină. Opa! Aici în Alpi nu mai există secrete. Lapte proaspăt din Alpi și o extra porție de pasiune și ciocolata Milka e irezistibil de fină. Hei, unde a dispărut ciocolata? Milka, cea mai fină plăcere de când există ciocolata. Informațiile puternice produc schimbări. Oamenii puternici le controlează. Cititorii Business Standard înțeleg exact ce se întâmplă în economie, pentru că informațiile puternice vin direct de la liderii din business. Înțelege schimbarea. Abonează-te. Intră pe www.standard.ro, secțiunea abonamente. Business Standard, pentru nivelul următor. Desăvârșite de maestri belgeni, pralinele Côte d'Or îți dezvăluie senzația aparte a unei experiențe rafinate. J'adore Côte d'Or! Treizeci de ani de muzică bună. Gold FM, The Greatest Hits Radio. Mașini noi? Intră pe autonovo.ro, gândit pentru a-ți alege mașina potrivită. Vă prezentăm o nouă invenție revoluționară, mașina de cules Ardei Gras. Mașina de cules Ardei Gras este un dispozitiv complex, dotat cu 10 locuri și cu o bandă rulantă acționată manual la unul dintre capete. Odată cu introducerea mașinii pe scară largă în agricultura rurală, se preconizează că eficiența culegerii ardeilor grași va crește cu aproximativ 0,5%. Inventatorul a fost felicitat din inimă de autoritățile statului. Pentru invenții adevărate, sprijiniți copiii inteligenți. Fundația Chance for Life. Oamenii inteligenți investesc în inteligență. Din seria Atlas de mitocănie urbană, Radio Guerilla prezintă Bădăranul de cinematograf, Pițipoanca de companie, Mitocanul de birou, Cocalarul de trafic, Mârlanul de dorobanți, Țăranul de mol. Dacă ai fost deranjat de comportamentul lor, povestește-ne pe antimitocanie@eliberadio.ro. Atlas de mitocănie urbană, un demers de bun simț, Radio Guerilla. Pe mine mă caută. Dar eu sunt lapte proaspăt. Și eu am lapte, în plus și pandișpan și miere. Kinder felie de lapte. Gustarea cu 40% lapte. Ok, prietene, dar eu sunt micul dejun, iar tu gustarea proaspătă dintre mese. Kinder felie de lapte. Lapte în fiecare mușcătură. Sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. La
realitatea zilei vin oameni cu diferite convingeri și porniri. Sunt bineveniți cât timp în emisiune singurele lupte sunt cele de idei. Sunt Răzvan Dumitrescu și în fiecare zi de la ora 18:50 de minute te invit să dezbatem împreună cu politicieni și reprezentanții ai societății civile cele mai arzătoare chestiuni. La realitatea zilei, emisiunea care pune punctul pe zi. Sunt priviri care spun multe. Într-un singur loc ochii prind glas. Seara e momentul să rupi tăcerea. Realitatea te privește clipă de clipă. Spune ce crezi, spune ce te doare, spune ce trebuie spus. Andreea Crețulescu și invitații săi te așteaptă de la 21:50 cu răspunsuri mai clare la multe dintre întrebările care te frământ.